Bună dimineața, prieteni! Noi suntem într-un loc frumos. Suntem în drumul nostru de la Chișinău, ne îndreptăm spre Mocaciu, ne ducem să o vedem pe fiica noastră, ginerile noastre, Serghei, nepoței noștri, Barnaba și Pavel și mai ales pe nepoțica noastră, Sara, care s-a născut. Ne ducem să o vedem prima dată. Abia așteptăm. Dar iată, în drumul nostru ne-am oprit la un han. Se numește Hanul Bucovinei. Este la intrarea în Câmpul Lung. Și este un loc deosebit de frumos, care vrem să vi-l recomandăm. Noi, de fapt, odată ne-am oprit aici să bem o cafea și am descoperit cât de gustos totul este, foarte frumos, aranjat, oamenii deosebit de plăcuți și amabili, toți acei care deservesc. Și știți un lucru am observat aici? Absolut în tot ce este aici se simte că stăpânul, omul care a făcut tot lucrul ăsta, care administrează, evident că el face pentru oameni, el vrea să le facă bucurie oamenilor. Nu știu cine este el, dar lucrul ăsta se simte bine. Așa că vă recomandăm, ne place locul ăsta. Dar sunt lângă Brad, un Brad frumos. Hai să vă mai spun ceva despre Brad. De acum dimineață când m-am sculat, am verificat și eu puțin să văd online, mesajul online, cine ce comentează și o persoană a privit un mesaj, predica mea de duminica trecut, unde am vorbit despre aceea ca să nu te amesteci în treburile altora și persoana, se pare că nici măcar nu a ascultat predica. S-a împiedicat persoana asta, s-a lăsat ispitită sau nu știu cum să zic, de decorul care era în spatele nostru. Nu știu de ce, i-a părut că este un decor extrem de scump sau nu știu ce și-a văzut Brad, cu toate că acolo măcar nu era Brad, era o stea și cum vine lumina în jos, așa, sub formă de Brad. Dar iată și acolo scrie că nu e acceptabil Bradul în biserică, Bradul este un păgân, păgânism și așa mai departe. Bine, dragii mei, hai să vă spun acum, știți, v-am zis odată despre o legendă a catolicilor care o au legat de Brad, cum a apărut Bradul. Și anume cea legată de Bonifaciu. Cred că ați ascultat într-un alt video, eu nu voi spune aici, căutați video acolo cu Bonifaciu, dar iată, Bradul a apărut în secolul XVI. Tocmai de aceea eu cred că legenda aceea cu Bonifaciu nu este ea adevărată, pentru că dacă ar fi apărut, ar fi fost cu Bonifaciu, atunci din secolul 8 Bradul avea să fie folosit pe larg. Dar Bradul a apărut în secolul 16. La începutul secolului 16 a fost reformația. Martin Luther. Și iată Bradul, legenda pe care eu o cred cel mai mult că este adevărată, Bradul a fost introdus de Martin Luther. Cum a fost introdus de Martin Luther? Deci Martin Luther a fost un om care tare mult a dorit mântuirea altor oameni și el și-a pus viața lui în joc. Omul ăsta a înțeles adevărul esențial a Evangheliei și anume că omul este socotit neprihănit prin credință. Și omul s-a înțeles valoarea Bibliei, omul s-a înțeles cât de important este ca Biblia să ajungă în mâna fiecărui om. Și atunci el dorea absolut tot ce poate să folosească pentru ca mesajul ăsta Evangheliei, adevărul Evangheliei, să fie răspândit. Și zice că într-o iarnă, când mergea prin pădure, noaptea, stelele străluceau în braz, că erau braz acolo și el străluceau stelele printre ramurile brazilor. Și el văzând frumusețea asta, el s-a gândit, mergând așa noaptea, s-a gândit la faptul, la lumina care vine de la Domnul nostru Iisus Hristos. Lumina care este Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, de asemenea, s-a mai gândit și la Brad. Uite, Bradul ăsta este totdeauna verde. Și în urmă la aceste meditații care le-a avut el, ajungând acasă, a făcut o decorație în casa lui. A pus Bradul. Dar pe Brad a pus lumânări. Prima dată pe Brad erau lumânări și a prins lumânările astea și l-a decorat cu miere, cu nuci, cu niște biscuiți, l-a decorat Brad. Așa a fost decorat primul Brad. Și verdele din Brad simbolizează viața veșnică, care, încă o dată vă zic, nu este o figură de stil, nu este o, nu știu, metaforă literară, viața veșnică este o realitate, absolut oricare om, orice om are un suflet veșnic, ori va fi în Împărăția lui Dumnezeu, ori va merge la pierzarea veșnică în chinurile iadului și apoi în iazul de foc și de pucioasă. Deci asta este simbolul vieții veșnice și tare ar vrea ca și dumneavoastră să vă gândiți pe mine. Bradul simbolizează viața veșnică și vă puneți întrebarea dacă unde vă veți petrece veșnicia. Că aveți viața veșnică, e sigur. Întrebarea este unde vă veți petrece veșnicia.
Dar luminile din brad, și vedeți și acum, sunt luminițele astea, orice brad are luminițe. Luminile din brad, ei, tocmai luminile astea, ele simbolizează lumina care vine de la Domnul Iisus. Ați citit cazul acela când o femeie a fost prinsă în prea curvie și a fost adusă la Domnul Iisus Hristos. Și cei care au adus-o erau cu pietrele în mână, gata să o omoare cu pietre. Și Domnul Iisus i-a întrebat pe oamenii aceia, dar cine din voi este fără păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Și ei toți erau păcătoși, pentru că ei, dacă ar fi fost măcar cel puțin corect, îl aduceau și pe omul care a comis curvie cu ea, dar acela a fost unul din ei și ei l-au acoperit. Ei au adus-o numai pe femeie. Și atunci, deci iată, așa, Domnul Iisus, după ce s-au împrăștiat toți, Domnul Iisus a spus femeii, te-a osândit cineva? Nu, nici eu nu te osândesc, zice, nici eu nu te osândesc, pleacă și mai mult să nu păcătuiești. Și imediat după vorba asta, Domnul Iisus a zis, eu sunt lumina lumii, cine vine la mine nu va umbla în întuneric. Ce înseamnă lumina asta a Domnului nostru Iisus Hristos? Vedeți? Păcatul, viața păcătoasă, viața departe de Dumnezeu, în Biblie este asociată cu întunericul. De altfel și locul de pedeapsă este asociat cu întunericul, iadul este întuneric. Împărăția lui Dumnezeu este asociată cu lumină, lumină plăcută, viața neprihănită. Și învățătura minunată a Domnului nostru Iisus Hristos este asociată cu lumina. Și iată, luminile astea, ele îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Lumina care vine de la Domnul Iisus Hristos. Așa a fost intenționat de Martin Luther ca să simbolizeze. Apoi ele simbolizează viața trăită în neprihănire, viața trăită în sfințenie, simbolizează învățătura asta minunată a Mântuitorului nostru pe care o găsim pe paginile Noului Testament. Tare mult vreau când priviți bradul să vă gândiți la asta, la sensul care a fost pus în lucrurile acestea. Apoi când intrați în casa unui om și vedeți bradul, dacă sunteți ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos, spuneți-le ceea ce v-am spus eu dumneavoastră acum, vorbiți-le aceste lucruri și la oamenii pe care îi întâlniți dumneavoastră. Iată, așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem lucrurile corect și să nu ne poticnim de lucruri, tocmai lucruri care au fost intenționate, să transmite mesajul Evangheliei, dumneavoastră vă poticniți de ele și vă transformați în, nu știu cum să zic, așa un fariseu care se leagă de orice. Vă amintiți? Să vă mai zic ceva. Când mergeau ucenicii într-o zi de sabat, mergeau prin câmpie și erau așa de plămâți că au rupt spicii, frecau spicii și îi mâncau. Și fariseii care i-au văzut, când i-au văzut, l-au întrebat pe Domnul Iisus, dar de ce ucenicii tăi fac ceea ce nu este îngăduit să facă ziua sabatului? Ai văzut cum gândește fariseul? Deci fariseul nu s-a gândit, măi, oamenii ăștia sflămânți, chiar în zi de sabat, ei săraci așa sflămânți, că nici n-au ce mânca, măcar freacă grăunțe de ăsta spice și numai că nu merge așa. Ia, Domnule, de să-i invităm la noi, să mănânce cu noi. Bun, nu mai pot merge mai departe. Ideea, ați înțeles-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pace mult!